Conflictul dintre instituții ia amploare în cazul privind acuzația de malpraxis de la Spitalul Județean de Urgență, Deva. Focul declanșat de postarea făcută publică de liderul AUR Hunedoara a încins spiritele între Prefectură, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și Consiliul Județean Hunedoara. În ședința de astăzi a Consiliului s-a dat de înțeles că sancționarea unității medicale de către Casa de Asigurări de Sănătate ar fi fost comandă politică. Spiritele s-au încins pentru că o parte a presei locale a primit rezultatul anchetei Casei de Sănătate cu două zile înainte ca acesta să ajungă la conducerea Spitalului Județean. Aici, Casa de Sănătate, trebuie să ia să se spună la toți, la toată lumea. S-au dus cu data de 8 în control. Procesul verbal, sau nu, actul final, să nu greșesc așa, să vedem. Fiu foarte corect. Actul final de cercetare și de sancționare a spitalului a fost trimis prin poștă în data de 9 ianuarie 2024. A fost primit la spital în data de 10 ianuarie 2024. Nu spune istorie, spune ștampila de plătit și data semnării pentru primire. Deci ștampila de la poștă, data primită de la poștă, data primirii la spital, data primirii la poștă a fost 9 ianuarie, data primirii la spital 10 ianuarie, iar în presa politică apare, dragi colegi, rușine să ne fie, nu nouă, rușine să vă fie voi, celor care ați făcut aceste lucruri. În data de 8 seara, se dă la presă că uite ce s-a făcut, uite ce vă s-a făcut. Membru în Consiliul de Administrație a Casei de Sănătate, i-am cerut domnului director general numire temporară, fiindcă așa este titlul exact, ca să nu vă dezinformez, fiindcă a fost la 3 examene și nu a luat niciunul. Cum a apărut în presă datele care, la raportul care a apărut a doua zi? Aștept răspunsurile și fiți sigur că vă voi face cunoscut răspunsul de la domnul director general numire temporară.